Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este doamna Victoria Furtună, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. Doamna Furtună, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, domnul Gonță! Mulțumesc pentru invitație! Dumneavoastră activați în cadrul sistemului procuraturii de 18 ani? Da. Spuneți-ne și nouă, termenul ăsta de procuroare, când a apărut? Sau el a fost dintotdeauna? Domnul Gonța, termenul de procurare este în DEX și, mă rog, prevede faptul că procurare poate fi denumită orice persoană gen feminin, procuror masculin. Dar am învățat o lecție în prima zi de activitate când procurorul șef al procuraturii m-a invitat și mi-a spus, ține minte un lucru, tu în primul rând ești procuror și apoi mamă și soție. Și deci de atunci am rămas doamnă procuror. Adică nu vă supărați dacă parcursul emisiunii am să vă numesc doamna procuror și nu procuroare. Nu, nu. Minunat. Doamna procuror, dumneavoastră sunteți la prima emisiune TV la care participați. Da, sunt la prima. Atunci haideți un pic să ne antrenăm. Eu am căutat site-ul magistrat.md, dacă nu greșesc, și n-am găsit. Dumneavoastră sunteți născută unde, când, cum? Eu sunt născută în orașul Hâncești, la 24 februarie 1981. Și astăzi am 43 de ani împliniți. Ce studii aveți? Am studii juridice, am absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova și ulterior am depus actele pentru a fi angajat în cadrul procuraturii. Am trecut testele de rigoare, am activat ab initio drept consultant în Procuratura Municipală, iar ulterior am acces la funcția de procuror. Am fost numită în Procuratura Nisporeni drept procuror interimar în Procuratura Nisporeni, așa eram denumit inițial pentru perioada de un an. Iar ulterior, în anul 2008, am fost transferată în Procuratura Botanică drept procuror. Și din 2008 până în 2016 am activat în Procuratura Botanică, ulterior fiind desemnată procurorul care va participa la un exercițiu practic din Marea Britanie, unde au participat mai mulți procurori din diferite țări. Apropo, ne-am întors echipa în fruntea căruia am stat eu ca procuror cu locul 2 la acest exercițiu practic, care a constat în investigația și descoperirea infracțiunilor cibernetice și spălarea banilor. Și imediat la întoarcere am fost numită în calitate de procuror în Procuratura Anticorupție. Din anul 2016 până în prezent activez în calitate de procuror în Procuratura Anticorupție. Clar. Eu nu vă povestesc istoria vieții mele, că nu vă interesează, așa că trecem la scenariul pe care l-am pregătit. Nu mă interesează nimic ce nu faci parte din investigațiile, din cauzele penale avute în gestiune. Așa. Eu, din stat, trebuie să vă spun că deseori aud că jucătorii, procurorii sunt limitați în a vorbi despre anumite situații, procese, pentru că așa e meseria. Mai ales, tot dumneavoastră cazul și mai delicat, dumneavoastră ați pornit o investigație, din cauza investigației care ați demarat-o, ați ajuns dumneavoastră să fiți investigată, de câte am înțeles, deși sunt comunicate de presă destul de ciudățele. Eu am dat peste un cod de etică al procurorului, el ci că din anul 2016, mare treabă, nu am înțeles, din el, dar dacă dumneavoastră pe anumite subiecte veți refuza să vă expuneți din cauza faptului că sunteți procuror, nu o să ne supărăm, dar vom aprecia dacă ceea ce interesează publicul larg veți spune cu text deschis. Așa, doamna procuror Furtună, dumneavoastră în general mai sunteți procuror? Pentru că două zile în urmă dumneavoastră ați avut o ieșire publică care a șocat foarte multă lume. A spus că demisionați. Ieri ați avut niște oaspeți nedoriți în birou dumneavoastră. Dar dacă ați avut ieri oaspeți în birou de serviciu, înseamnă că sunteți în cadrul procuratorii.
Așadar, dumneavoastră sunteți procuror încă, deci cu acte în regulă. Da, haideți să o luăm de la bun început. Am sesizat că totuși ați studiat legislația Republicii Moldova. Da, într-adevăr, există așa cod de etică, există legea privire la procuratură, unde sunt restricționate în expuneri și există această obligațiune de confidențialitate a celor constatate de către mine în exercitarea funcției. Și undeva codul de etică ne restricționează în expunerile publice, dar cazul pe care astăzi vreau să-l ating, cred că depășește orice marjă a acestui cod și mai mult ca atât că în spațiu public, aferent cazului dat, până a ieși eu cu declarația mea, deja s-a făcut mare avalgam și s-au ieșit cu diferite opinii, care contradictorii, care obiective, dar astăzi cred că le vom scoate în iveală. Aferent faptului dacă mai sunt procuror în Procuratura Anticorupției, vreau să vă comunic că legislația muncii prevede că din momentul depunerii cererii de demisie și din momentul când procurorul general ia act despre demisia mea, am la dispoziție 14 zile, atât eu cât și procurorul general, unde acesta trebuie să emită un ordin de demisie. Totodată aceasta nu este o obligațiune, deci dacă există un acord bilateral între procuror și procuratura generală, acest contract de muncă poate fi încetat imediat. Fapt care pentru mine la moment este straniu, ori tot ceea ce se întâmplă se cere undeva ca procurorii să-și depună demisia din funcție. Nu a fost semnat ordinul și eu în continuare îmi exercit atribuțiile de serviciu și voi fi foarte diligentă în cele ce voi expune astăzi în emisie. Până la expunerea a ceea ce doriți dumneavoastră să expuneți. Deci procurorul general, domnul Muntean, procurorul general interimar, domnul Muntean, nu este obligat să semneze. Lăsăm la o parte toate problemele pe care le vom discuta și mai departe ce vreți să faceți dumneavoastră? Sunteți tinerică, frumoșică, cam de vreme pentru pensie, nu? Eu cred că o să mă regăsesc în alte domenii, poate chiar și în privat. Am avut câteva propuneri și o să le gândesc. Adică decizia dumneavoastră de a pleca din sistemul procuraturii este definitivă și irevocabilă? Da, este definitivă. Până aici a mers ostașul. Așa. Ieșirea dumneavoastră publică. Ce a fost asta? Or, eu nu cred că în istoria Republicii Moldova un procuror aflat în funcție a făcut astfel de declarații vreodată. Dosare fabricate la comandă contra judecătorilor neloiali guvernării. SIS, președinției, activează în cărdășie. A fost declarată o amenințare la adresa securității naționale. E adevărat, ați explicat, pentru a vă limita accesul la dosar inițiat la începutul acestui an. Participarea dumneavoastră la această emisiune denotă că această declarație pe care ați făcut-o publică n-a fost făcută la nervi și la emoții, dar a fost gândită. Ce a fost asta, doamna procuror? Haideți să vedem așa, per general, care a fost situația în cazul meu și ce m-a determinat, într-adevăr, să depun această cerere de demisie. Vreau să vă spun că profesia de procuror pentru mine a fost o manifestare a mea ca personalitate, în primul rând. Între doilea rând, totdeauna am optat pentru apărarea intereselor societății și consider că orice procuror din Republica Moldova, în genere puterea judecătorească, ar trebui să acționeze doar în interesul statului. În momentul când tu realizezi ca profesionist că
acest drept ți este limitat printr-o modalitate agresiv-pasivă, atunci tu înțelegi că nu mai ești utilă. Nu mai ești utilă pentru scopul urmărit în exercitarea funcției. Ce s-a întâmplat în cazul meu, deci din coincidență, fiindcă dacă să fiu sincer, ultimul timp nu prea am primit cauze penale, procese penale pentru a fi examinate. Mi-a fost repartizat un proces penal pentru ca să iau o decizie pe el, obiectivă. Examinând materialele procesului penal, am sesizat un abuz. Un abuz care este făcut tendențios, utilizând instituțiile publice a statului în interes personal, aș spune eu, nu în interesul societății. Și materialele pe care le-am studiat și care au fost prezentate de către declarant m-au determinat ca procuror să iau decizia de a iniția această cauză penală pe falsul în declarație publice făcut de persoane publice în interesul unui grup criminal. Ca să fie clar, aici am văzut foarte multe discuții la capitolul anume grup criminal organizat, ca să fie clar și pentru dumneavoastră și pentru cei din jur. Ce înseamnă grup criminal organizat? Este o reuniune de persoane care acționează concertat, da? În sensul săvârșirii unii sau mai multe infracțiuni, în interes personal sau în interesul terților. Deci, dacă noi să ne uităm atent la ordonanța de pornire, care, de fapt, am văzut că era publicată pe rețelele de socializare, așa că să nu intru în detalii și să nu fiu învinuită de faptul că scurg informația de pe cauza penală, că distorsionez ancheta. Deci, ca să fie clar, domnul Gonța, funcționalitatea unui stat de drept are drept piloni câteva principii. Iar principiul cel mai important declarat și în Constituție este separația puterilor, adică puterea executivă, puterea legislativă și puterea judecătorească. Uitându-ne per general la situația din Republica Moldova, noi sesizăm că majoritatea parlamentară este deținută de către un partid politic. Nu ne ducem departe, vedem că puterea executivă, la fel, sunt reprezentanții aceluiași partid și când privim mai departe și președintele țării, la fel, face parte din acest partid. Și ne trezim în fața faptului împlinit când puterea legislativă și executivă este monopolizată. Dar știți cum? Puterea legislativă și executivă trebuie să acționeze în interesul societății, dar nu în interes personal sau în interesul unor grupuri de persoane. Și aici apare necesitatea strigentă de a subjuga puterea legislativă. Iată, aici se începe epopeea când... Judecătorească. Da, puterea judecătorească, da, mă refer anume la puterea judecătorească. Aici se începe epopeea când vedem că, având în mână puterea legislativă și executivă, aceștia apelează la cadrul legal, la modificarea cadrului legal în așa măsură ca să fie mai ușor pentru ei pentru a subjuga puterea judecătorească, deci CSM cu persoane loiale, CSP cu persoane loiale puse, care pot lua decizii în așa măsură pentru a intimida
puterea judecătorească și procuratura. Ce observăm noi în continuare, nu este suficient asta, fiindcă puterea judecătorească nu poate fi dobândită printr-un scrutin electoral, deci efectiv trebuie să fie o schemușoară care să meargă spre capturarea acestei puteri și sunt introduse prin diferite subterfugii, diferite modalități, cum este vetingul, prevetingul, care îl consider viciat de la bun început și dacă atragem atenție condamnările la CEDO, precedentele care au fost unde, în țările în care au fost aplicat acest vetting, preveting, da? Unde judecătorii, procurorii au fost restabiliți în timp, în funcție, iar statul condamnat, deci înțelegem că nici asta nu prea ajută și nici nu știu dacă va ajuta într-un final în scopul urmărit de către ei. Mai nou au introdus utilizarea instituțiilor publice, cum este Serviciul de Informație și Securitate a Statului, Centrul Național Anticorupție și alte instituții, pentru a intimida puterea judecătorească, pentru a intimida judecătorii și procurorii, la baza cărora stau niște note în care sunt indicate nu doar informații care atacă la persoană, dar sunt informații false. Iată cum ne apropiem tot mai mult de cazul judecătorilor și îndeosebi cazul Paneș. Nu vreau să spun cazul Paneș, fiindcă prin cazul dat noi observăm cum se acționează concertat asupra puterii judecătorești. Serviciul de Informație și Securitate a Statului, care e exclusiv acționează în cazul dat și acesta poate fi demonstrat prin materialele cauze penale în interesul aparatului președintelui, întocmește o notă, eu aș spune la moment povești cu zmeu, știu de ce spun asta, deoarece o să înțelegeți acum și o să relatez toată această epopee. Îndreaptă această notă, expediază această notă către Procuratura Generală, către ANI, către CSM, unde indică că judecătorul Paneș a luat decizii ilegale, ba mai mult că acesta urmează a fi atras la răspundere. Atragem atenție că Serviciul de Informație și Securitate, care este în obligațiunile sale, este de a informa organele, dar nu de a constata și a solicita inițierea unor cauze penale. Deciziile acestea sunt ilegale. Vă rog frumos, inițiați cauze penale. Dar nu doar asta, ci și faptul că acesta s-a îmbogățit ilicit, că acționează în interesul căruiva grup criminal organizat. Aparent, acțiunile acestora sunt legale, dar uitați-vă, procuratura s-a autosesizat, a pornit procese penale, a investigat aferent cazului indicat de către Serviciul de Informație și Securitate a Statului și în scurt timp emite ordonanță de refuz pe toate capitele de acuzație. CSM-ul, la fel care a fost sesizat, atenționează Serviciul de Informație și Securitate, aparatul președintelui, că se face o imixtiune în deciziile instanțelor de judecată. Ori acestea pot fi verificate doar de către o instanță ierarhică superioară și nu de Serviciul de Informație și Securitate, care trebuie să se preocupe de securitatea statului, nu de deciziile statului. ANI-ul la fel emite decizii prin care spune că Paneș nu a încălcat regimul juridic de declarare a averii. În pofida acestui fapt, CNA expediază aparatului președintelui țării o notă pe care o secretizează și nu înțeleg până în prezent din ce considerent, ori toate actele, toate concluziile, toate deciziile luate în procesul penal care se afla în gestiune la Procuratura Anticorupție nu erau secretizate, inclusiv și analizele operaționale făcute pe averea judecătorului nu sunt secretizate. M-am întrebat eu care a fost scopul secretizării informației în cauză. Ori
aceeași notă expediată inițial de la Serviciul de Informații și Securitate a Statului a fost redicționată aparatului președintelui Republicii Moldova. Mai mult ca atât, examinând telefonul domnului Paniș, ridicându-l și examinând mail-ul acesta, am identificat că în același timp domnul Paniș a expediat către aparatul președintelui Republicii Moldova și l-a informat, i-au informat că este ordonanțele procuraturii, sunt deciziile ANIU-ului, CSM-ului, deci eu sunt integru. Decizia pe care eu am luat-o a fost una legală, întemeiată. Însă, în pofida acestui fapt, președintele Republicii Moldova refuză numirea acestuia în calitate de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Nu o să intru mai multe detalii, fiindcă eu sunt sigură că colegul care instrumentează cauza penală se va uita obiectiv și multilateral și își va asuma deciziile luate în această cauză penală, inițiată de către mine la 11 ianuarie 2024. Cel mai interesant este că după inițierea acestei cauze penale, cauza penală mi-a fost retrasă. Retrasă, până în prezent nu înțeleg care sunt temeiurile juridice, ori faptul că nu mi-a fost prelungit accesul la secret nu este prevăzut în legislația Republicii, nu există așa ceva. Faptul că nu mi-a fost prelungit accesul la secret mă duce la ideea că aceasta s-a făcut tendențios, pentru ca eu să nu pot gestiona în continuare această cauză penală și să iau o decizie corectă. Cam asta este. Dumneavoastră considerați că acest caz, Paniș, este unic? Sau de astea sunt tare multe în privința judecătorilor, să numim mai puțin sau chiar deloc loiali intereselor de partid și strict legii? Nu aș risca să mă expun acum, fiindcă nu am date concrete, dar sunt sigură că acțiuni de genul ăsta agresiv-pasive care se întreprind față de judecători, față de intimidarea acestora pentru a lua decizii în interesul unui grup de persoane, să nu exagerăm aici, da? Unui grup de persoane sunt mai multe. La 20 de ore distanță de la declarația dumneavoastră, ați avut o aspiță în birou de serviciu. Au fost două comunicate de presă date de la diferență de câteva minute. Unul de la Procuratura Anticorupție și altul de la Procuratura Generală. Prima instituție sau a doua, nu mai știu care. Ai zis că e percheziție, alta ai zis că sunt acțiuni de urmărire penală. Ce a avut loc în biroul dumneavoastră ieri? Deci perchezițiile toți sunt acțiuni de urmărire penală. Haideți să nu facem din asta o tragedie. Nici nu știu de unde să încep aici. Eu, după comunicatul pe care l-am avut pe Facebook, am fost telefonat de mai multe persoane care mi-au spus, tu realizezi ce faci, adică, mă, uite, o să acționez tendențios față de tine, cu siguranță o să pornească dosare penale, cu siguranță vei fi reținută, cu siguranță vei fi persecutată, poate te oprești, ok, tu oricum vrei să pleci, să pleci în privat, poți să fac probleme și la companiile unde vrei să activezi. Eu am spus să nu cred, fiindcă nu văd nimic ilegal, nu am încălcat nici o prevedere a codului de etică a procuraturii, nu am dat careva date, nume, prezumția nevinovăției nu a fost încălcată de către mine. Însă chiar a doua zi m-am trezit în birou cu doamna Dragălin, șefa instituției noastre și procurorii de la misiuni speciale a Procuraturii Generale, care m-au înștiințat că este inițiată o cauză penală pe articolul 315 și anume divulgarea datelor din cauza penală în spațiu public.
Am rămas perplex de această ordonanță și această acțiune de urmărire penală care au făcut-o ei, au intrat în birou să-mi ridice calculatoarele, toate dispozitivele, dosarul de control pe cazul dat. Însă am zis, băi, oameni buni, dacă aveți probe în acest sens, mă rog, faceți-vă munca. Deci au intrat în birou, mi-au ridicat calculatorul de serviciu. Nu am înțeles până într-un final de ce a fost ridicat calculatorul de serviciu. Ori, ca să fie clar, la începutul lunii februarie am plecat în concediu și am fost peste hotarele Republicii Moldova. Am revenit în țară la începutul lunii martie. După cum am văzut eu, această publicație a ordonanței de pornire pe care am semnat-o eu a avut loc la 29 februarie, dacă nu mă înșel, sau 27 februarie. Eu nici de cum nu puteam să fiu în țară, în birou, și să pot expedia de pe calculatorul de serviciu careva acte. Haideți să menținem suspansul. Eu am tot niște legi care sunt obligați să respect. Trebuie publicitate acum, după care revenim și dumneavoastră continuați și astfel telespectatorii nu o să fugă între timp. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna procuror, dumneavoastră, înainte de publicitate, spuneți așa, că ieri au venit la dumneavoastră doamna Dragalin, doi procurori de la Procuratura Generală, Comisiuni Speciale, cum îi cheamă, v-au ridicat calculatorul, ați explicat că în acel computer nu pot să găsească nimic pentru că erați lipsă în perioada când a apărut această ordonanță despre care noi n-am vorbit, dar doar cei care pricep, înțeleg. Deci nu puteați fi fizic, nu puteați să o expediați de la serviciu, că e acolo. Și eu v-am întrerupt din cauza publicității. Da. Aici apare întrebarea care a fost necesitatea ridicării calculatorului de serviciu și indisponibilizarea mea de a-mi exercita funcția în continuare, fiindcă, vă dați seama, neavând calculator, nu pot să acționez mai departe. Poate știți cum vorba aceea, actorii sunt aceiași, schimbă doar piesa, eu aș schimba puțin, schimbă actorii, dar piesa rămâne aceeași și urmărește undeva intimidarea mea. Ori, mai bine spus, atenționarea celorlalți colegi, uite, dacă cineva mai încearcă să facă acțiuni de genul respectiv ca furtună, atunci cu siguranță uitați-vă ce poate să întâmple cu voi, da? Adică percheziții și alte acțiuni de urmărire penală care pot fi întreprinse de către instituțiile capturate, da? Pot spune în cazul dat, în situația dată. Cam asta este. Dumneavoastră, aveți un statut în cauza asta penală, procesul ăsta, că eu nu mai înțeleg. Haideți să vă spun că după ce s-au făcut acțiunile de urmărire penală, imediat procurorul de caz mi-a mânat o citație prin care mi-a solicitat prezența la Procuratura Generală pentru a fi recunoscută în calitate de bănuită. Cel mai interesant este faptul că după ce dumneavoastră ați publicat pe canalul de Telegram că voi fi prezentă astăzi aici, am fost imediat telefonată de către același procuror și doamna procuror, dumneavoastră trebuie să veniți la procuratură să fiți audiată în calitate recunoscută și audiată în calitate de bănuit. Eu mi-aș face concluzia singură care sunt acțiunile lor în continuare care vor fi întreprinse vis-a-vis de mine. Doamna procuror, eu ieri am citit pe un canal Telegram Patriot, care e avocat Fulga Grabovski, și a scris așa: cu a ei 18 ani de experiență, procurorul Furtună trebuia să înțeleagă că intentarea unui asemenea dosar, precum cel al magistratului Alexei Paniș, o va distruge. Miza este prea mare. Întrebare: pentru ce i-a trebuit ei asta? Și completez și eu. Nu puteați stați cu minte în bancă, salariul venea, peste 2 ani era să puneți de băut că faceți 20 de ani în procuratură, în 2 ani schimbă puterea, zic unii, eu nu știu, și totul era frumos și bine și era să ne vedem mândri. A,
Știți, eu mă detașez de tot ceea ce scrie în Telegram. Eu vreau să vă spun în felul următor. Eu sunt procuror. În atribuțiile mele funcționale este apărarea intereselor generale a societății. Cum le zic eu la colegii mei, noi suntem avocatul poporului. Deci, în momentul când tu vezi că această instituție, că această putere judecătorească este distrusă într-o manieră agresivă și nu poți să-ți exerciți atribuțiile funcționale și nimeni nu iese din procurori, din judecători să spună, oameni buni, noi pentru ce suntem instituții în funcțiile respective? Pentru dragul vostru, de dragul vostru? Sau totuși există un popor care așteaptă rezultate? Vreau să vă spun în felul următor că m-am trezit personal în instanța de judecată unde 20 de minute petentul a povestit instanței că eu vă recuz pe voi și pe procuror deoarece președinta țării, prim-ministru și plenul parlamentului strigă în gura mare că ei sunt corupți. Ce fel de dreptate o să fac ei vis-a-vis de mine? Ce fel de dreptate o să faceți dumneavoastră, domn judecător? Eu nu am încredere în voi. Deci, cetățeanul Republicii Moldova își pierde încrederea în justiție. El nu mai are deja nicio sursă pentru a-și manifesta drepturile sale. În stat este dezastru. Economic este dezastru. Și acum când el încearcă să-și înainteze careva pretenții unde instituțiile de stat, în opinia lui, în alegațiile lui, îi încalcă careva drepturi, el nici în justiție nu are această posibilitate să-și o manifeste. De aceea, eu consider că acțiunile mele sunt corecte și ceea ce s-a întreprins de către Serviciul de Securitate a Statului vis-a-vis de mine, precum că eu reprezint un pericol pentru securitatea statului, deci până la momentul dat, eu pericol pentru securitatea statului nu am reprezentat. Pe parcursul carierei, fără vorbi mai mult, am avut dosare cu persoane notorii, dosare complicate, unde am stat în primul flanc, cum să-l spune. Atunci, pericol pentru securitatea statului nu am prezentat nici de cum. După inițierea cauzei penale, apare acest aviz negativ din partea Serviciului de Securitate a Statului, unde eu reprezint pericol pentru securitatea statului. Poate să fiu acum cam agresivă spunând un lucru care nu prea se încadrează, cred că, în harta mentală a țării noastre, luând în considerație conflictul militar din Ucraina, dar dacă Federația Rusă prezintă același pericol pentru securitatea statului ca și mine în exercitarea funcției, atunci eu vreau să spun cetățenilor Republicii Moldova să doarmă liniștiți că nu ne paște niciun pericol. În țara noastră fiecare trebuie să fac ceea ce este împuternicit și ceea ce poate și dacă are expertiză profesională necesară, atunci să nu uite că funcția care este deținută este, dacă să facem prin analogie, este ca o cameră în hotel. Tu ai intrat, fii conștient ce faci acolo, știi că într-o bună zi tu trebuie să pleci de acolo, dar trebuie să lești ceva, nu pentru tine a priori, dar pentru cei pentru care tu servești. Pentru stat, iarăși spun, statul și cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie a priori pentru toți, indiferent de funcția ocupată și perioada ocupării acestei funcții. Asta este opinia mea subiectivă. Dumneavoastră aveți copii? Da. Fetei mari? Da, am două fetițe. Mulțumesc domnului foarte... Foarte, foarte brave. Una de 17 ani și o fetiță de 12 ani. Să fie sănătos. Mulțumesc. Așa să fie pentru toți copiii. Dar nu vă este frică de fapt că doamna Drăgălien personal ar putea să vă bată la ușă la 6 dimineață? După eu citesc declarația domniei sale de la ce a cunoscut ședință.
după așa declarații pe care le faceți aici? După acțiunile de ieri întreprinse de către Procuratura Generală, mă aștept la orice acțiuni din partea acestora, dar îi atenționez că trebuie să-și asume totodată aceste acțiuni. Vedem, vedem. Nu-mi fac grijă absolut deloc de faptul că vor veni, vor... Important să fie în limitele normelor legale, să nu abuzeze niciunul din ei, din participanți. Și nici instituțiile de stat să nu abuzeze. Și asta nu este o amenințare nici de cum. Este o constatare a faptelor. Fiindcă astăzi sunt în funcție, mâine nu sunt în funcție și cu siguranță nu vor dori că după momentul când vor fi demiși din funcție sau încă vor fi în funcție, să scrie cineva poveștile cu zmeu, să fie intentate cauze penale și să fie persecutați într-o manieră urâtă, aș spune eu. Vreți să ne povestiți detalii despre acea ședință cunoscută? Adresarea doamnei Dăgălin era cu vizitarea procurorului către procurorii anticorupție chiar? Ați fost prezent acolo? Eu la acele ședințe nu am fost prezent, însă am văzut și am auzit în spațiu public, am auzit la colegii mei, am văzut fața colegilor mei, clar lucru. Domnul Gonța, eu la începutul carierei mele am avut așa ca pilon justiția din Statele Unite ale Americii, era visul fiecăruia din noi, unde, într-adevăr, puterea judecătorească își lasă amprenta semnificativă în tot ceea ce faci și nici un deputat, nici un președinte a țării nu poate să facă imixtiuni în decizia unui judecător. Și în momentul când doamna Dăgălin a fost desemnată procuror șef, eu m-am spus atunci, băi, oameni buni, știți bunele practici, mai ales luna gozirație de unde vine ea, se va schimba lucrurile în sistemul procuraturii. Însă, ascultând acea înregistrare, nu știu cum a fost făcută, nici nu știu dacă a fost inițiată vreo anchetă, chiar nu vă pot da detalii la capitolul ăsta, am avut o senzație că se face o imitație a mafiei din Sicilia, unde nu doar se atacă la persoană și la statutul de procuror, dar chiar și se atentează la familia acestea. Codul de etică nu permite unui procuror șef să se manifeste în maniera dată. Eu un lucru și vreau să spun astăzi este că doamna Dăgălin probabil când a venit în procuratura noastră, au crezut că noi suntem niște papuași care nu știm legislația, nu știm când poate un organ de urmărire penală să vină cu o percheziție, în ce cazuri poate veni un organ de urmărire penală să facă percheziție și nu poate un șef de procuratură să vină în primele zile de activitate și să pășească cu stângul și să spună voi toți sunteți corupți. Eu am să vin la voi acasă și o să vă rețin, ori este divizarea faptelor săvârșite de către persoană, dacă au fost săvârșite, care urmează a fi investigate într-o anchetă amplă, unde să fie stabilit, este vinovat, nu este vinovat, nu putem noi generaliza și ai pune pe toți într-o oală și spunem că toți sunt corupți sau toți săvârșesc infracțiuni sau toți acționează în interesul unii sau alte persoane. Pentru aceasta este obligatorie o verificare a unui organ de urmărire penală, o anchetă amplă, efectuată obiectiv și multilateral, după care se vine cu astfel de declarații. Știți, mai întâi fapte, după care vorbe, atunci este rezultat. Dumneavoastră, aveți măcar vreun coleg din cadrul Procuraturii Anticorupției care v-a susținut ieșirea publică sau poate dacă știți că urmează și alți procurori să meargă pe urmele dumneavoastră?
Eu sunt sigură că nu doar din Procuratura Anticorupție, dar din întregul sistem procuraturii, procurorii mă susțin. Nu știu dacă vor avea curajul, măcar unul după acțiunile întreprinse de către Procuratura Generală ieri la mine în birou, să facă acest lucru, însă eu îi îndemn ca ulterior, când va fi institut o altă guvernare, să nu fie iarăși învinuiți, precum că, dacă vă aduceți aminte, au venit cu sloganul de ce ați tăcut? De ce n-ați vorbit? De ce nu ați scos în iveală? Ori voi ați fost complice la tot ceea ce s-a întâmplat. Deci eu complice nu vreau să fiu nicăieri. Eu nu am fost impus pe parcursul activității mele de a lua o decizie, de a iniția o cauză penală. Pe toate cauzele penale, deciziile pe care le-am luat, mi le asum. Și sunt gata, în cazul identificării unui abuz de serviciu, să răspund pentru acțiunile mele. Eu asta îndemn pe toți ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigație, organ de urmărire penală, totdeauna, la inițierea unui proces penal, îndemn. Băieți, fapte. Vreau să văd în ce este vinovat. Aduceți-mi fapte materiale. Nu a spus cineva, am auzit sau chestii de genul ăsta. Deci nu are rost să ne concentrăm pe cazul Panici, că nu o să-mi dați detalii, da? Eu consider că la moment, într-adevăr, cauza este pendentă să facă acțiuni de urmărire penală și în considerație dreptul prezumției nevinovăției, nu am să dau nici nume, fiindcă din documentele pe care eu le-am examinat este vizibil cum s-a acționat, cine a acționat, în ce perioadă și cine se face vinovat de cazul dat. Nu asta s-a identat acest dosar incluzând aliniatul numărul 2, da? Grup criminal organizat. Cine a schimbat cu aliniatul 1 care exclude astfel grup criminal organizat? Tot dumneavoastră? Nu eu. Deci cauza penală a fost retrasă, v-am zis, după scurt timp, după inițierea ei, ulterior transmisă altui procuror. Procurorul adjunct a Procuraturii Anticorupție, pare mi se, nu pot spun, nu cunosc, cu siguranță nu doamna Dragălin. La începutul mandatului doamnei Dragălin, aceasta spunea pe Facebook că este mândră de președinta Republicii Moldova și așa mai departe. Noi la fel, bineînțeles. După ce a semnat acest dosar, unde viza direct, toate drumurile duceau spre președinție, reacții în cadrul Procuraturii Anticorupție din partea doamnei Dragălin au urmat? Haideți să, în primul rând, aferind declarații doamnei Dragălin cu admirație în spațiul public, eu le consider inadmisibile. Ori noi, Procuratura, suntem apolitici. Haideți să ne punem într-o situație când să presupunem că persoanele care sunt astăzi în funcție cheie a statului, care, după cum am spus la bun început, sunt din partidul de guvernare susținuți de către aceștia, săvârșesc careva infracțiuni de corupție, abuz sau conexie acestora, care va fi obiectivitatea inițierii unei cauze penale, investigația cauzelor penale și care este opinia oponenților politici care la moment sunt investigați în cauze penale, ori nu vor utiliza în viitor ei această declarație în sensul revindicării așa numitor drepturi, ori nu vor fi ei cei care vor critica obiectivitatea deciziilor luate de către procurori atunci când se iese în public și spune că noi susținem Partidul de Guvernare, noi susținem președinta Republicii Moldova. Presupunem că Maia Sandu săvârșește o infracțiune.
Care este obiectivitatea deciziei luate de către Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală? Asta este riscul. Faptul că o admirăm, o stimăm pe doamna președinte este normal să fie așa, fiindcă ea ne reprezintă. E urât atunci când se iese dintr-o parte și se spune că președinta țării este rea, fără o anchetă oarecare sau a săvârșit o infracțiune. Denigrează pe noi ca națiune. Nu văd ok să discutăm acum acest aspect. Dar la ora actuală, în cadrul Procuraturii Anticorupție, există dosare intentate pe numele actualilor demnitari de stat? Nu dăm nume, nu intrăm în numărul dosarului, ce până la deputați și miniștri, sau procese penale unde ar figura, sau dăm dreptate, doamne Drăgălin, și altor demnitari de stat, că corupția la nivel mare în Moldova deja nu mai există. Domnul Gonța, eu am uitat să spun de la bun început în emisiune că o spun în discuție doar subiecte a investigațiilor pe care le am în gestiune. Asta unul la mână. Doi la mână, nu cunosc și nu exagerez. Nu cunosc dacă este investigat vreun demnitar de stat la moment. Fiindcă noi, procurorii, nu verificăm cauzele penale unul altuia, numai dacă mergem consultativ unul la altul să vedem calificarea sau opoziție oarecare prin careva dosar. Deci nu prea pot să mă expun, dacă sincer, la capitolul dat. Haideți altfel. Dar la ora actuală, procurorii, nu contează care, din care procuratură, au în gestiune dosare intentate la comanda guvernării? Iar și este o întrebare pe care nu am cum să vă răspund. Nu am cum, că nu pun în discuții cu colegii mei dosarele care le au în gestiune. Eu un lucru vreau să vă spun și îndemn colegii mei să-și asume orice pornire, orice decizie pe care o iau pe cauza penală, care să fie conform tuturor rigorilor legale. Asta este foarte important, este principiul după care mă conduc pe parcursul acestor 18 ani și vreau să vă zic că pe parcursul activității în Procuratura Anticorupției, de mai multe ori mi-au fost retrase cauze penale, au fost verificate. Vă dați seama că noi procurorii nu putem fi iubiți ca un avocat, care știm că ne aduce folos sănătății. Permanent există partea care ne condamnă pentru acțiunile noastre și respectiv Procuratura Generală pot lua dosarele de a fi verificate dacă nu am încălcat procedura, nu am abuzat de atribuțiile funcționale, însă de fiecare dată dosarele mi-au fost întoarse înapoi, deciziile nu mi-au fost anulate, care toate sunt definitive și irrevocabile. Dacă să vorbim de persoana mea, că deci noi avem puterea executivă, puterea legislativă și puterea executivă. Puterea executivă fiind guvernul și președinția. Uh-huh. Pe de altă parte, avem puterea legislativă. Noi spuneați în prima parte a emisiunii că aceste puteri vor să pună mâna pe justiție. Dumneavoastră considerați că puterea executivă în persoana președinției este la curent cu ceea ce se întâmplă? Sau habar n-are cu ceea ce se întâmplă? Luând în considerație cele constatate de către mine, eu în cauza penală, eu la moment pot confirma cu fermitate că totul se cunoaște. Da. Trei minute până la publicitate. Dar eu vreau să schimb radical subiectul, adică, bun, tot pe justiție rămâne, eu propun să luăm acum publicitate și după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna procuror Furtună, puteți să ne spuneți și nouă din istoria noastră ce dosare politice sau
cu implicarea actorilor politici a avut dumneavoastră, care, în opinia noastră, noi, presa, întotdeauna le calificam drept dosare politice la comandă, sau de rezonanță. Faceți o deosebire între dosare politice și dosare de rezonanță? Bun, noi așa de ieftin suntem, că de rezonanță pentru noi înseamnă cele care sunt politice, deși cele de rezonanță, noi nici, în mare parte, nu, nici nu le reflectăm. De fapt, eu cred că nu că noi suntem așa, dar așa s-a creat impresia și așa s-a dorit din partea politicului de măduva spinării a fiecărui cetățean, că atunci când apare în presă o cauză penală, atunci ea este de rezonanță. Nu se face diferență, domnul Gonța, în subiecte investigați de către procuratură, indiferent de nivelul procuraturii specializate sau teritoriale. Deci nu contează cine ești, paznic, procuror, judecător, demnitar de stat de orice nivel. Deci noi investigăm cauzele care sunt de competența noastră. Și nu știu ce vreți să mă întrebați prin asta, adică aș vrea mai concret ca să-mi fie clar. Eu nu fac deosebire în dosarele avute când îmi exercitam funcția la Botanica și dosarele avute la Procuratura Anticorupție. Bun, încercăm mai direct. Dumneavoastră ați fost procuror pe cazul primarului Chirtac? Da. Și el a câștigat? Eu nu am fost procuror, eu am fost membru a grupului de urmărire penală, unde la indicația procurorului, conducătorul grupului de urmărire penală, nici nu la indicația, dar la, haideți să spunem, la acțiunile pe care acesta și le-a programat pentru a acumula probe, deci unele acțiuni au fost făcute de către mine. Nu am dus eu dosarul ăsta, ca să fie clar, că am văzut în spațiu public, apropo, chestia asta. Eu am fost în câteva ședințe, am înlocuit procurorul și am făcut careva acțiuni de urmărire penală de sensul examinării materialelor, audierii persoanelor pe caz, cam asta. Dosarul în instanța de judecată a fost expediat de către conducătorul grupului. El a gestionat cauza penală. Cam slăbuț a gestionat-o, că-și Dorin Chirtoacă a câștigat în instanță. Nu vreau să mă expun aferent circumstanțelor date, după cum am spus, fiecare să-și asume deciziile luate pe marginea cazului pe care îl are în gestiune. Cazul domnului Chirinciuc, fost ministru, dumneavoastră ați fost procuror pe acest caz? Da, eu am fost procuror pe acest caz, eu am expediat în instanță de judecată, dumnealui a fost condamnat în prima instanță, însă eu am scris apel din considerentul că am solicitat confiscarea averii acestuia. Curtea de apel l-a condamnat real, deci eu am scris apel doar la partea confiscării sechestrelor pe care le-am aplicat, adică bunurilor deținute de către acesta. Însă curtea de apel l-a condamnat real, și, într-un final, Curtea Supremă de Justiție l-a achitat. Deci este o decizie definitivă și revocabilă, care nu o punem în discuție la moment. Alți foști demnitari importanți ca funcții? Cine pentru dumneavoastră? Cine vă interesează? Haideți să vedem că foarte multe cauze, nu exagerez acum, deci noi, procurorii anticorupție, avem în conducere câte 30-40 dosare și în exercitare la fel câte 20-30 de dosare. Adică sunt foarte mulți subiecti și, iarăși, nu facem diferența între subiecte investigați. Deci, care subiect vă interesează pe dumneavoastră și, dacă pot, cu siguranță vă dau toate detaliile. Fostul premier Vlad Filat? Da, am avut cauză penală și pe fostul premier Vlad Filat. Și cu ce s-a încheiat? Eu am clasat cauza penală anume pe faptul celălalt care a fost în gestiunea mea. Deci acolo nu erau elementele infracțiunii. Nu exista prejudiciu. Și legea era modificată și nici de cum nu puteam atrage la răspundere penală persoana dacă nu există prejudiciu. Dumneavoastră sunteți persoana care a scos-o de sub urmărire penală pe doamna Marina Tauber? Eu mă întreb, deci nu mă întrebați acum dacă eu sunt persoana care l-am scos de sub urmărire penală pe domnul Recean. Sau asta o lăsăm pentru următoarea... Pentru desert. Nu, asta o lăsăm pentru, eu cum spun, pentru următoarea guvernare, care va trebui să aibă o scuză, spună, iată, furtuna este
afiliată PAS-ului, așa, da? Nu, haideți, dacă serios, atunci, da, pe capătul de acuzare, ceea ce ține de Marina Tauber, eu am scos-o de sub urmărire penală, dar eu vreau să știți dumneavoastră că noi procurorii avem în atribuții și obligațiuni investigarea cazurilor și a circumstanțelor care demonstrează vinovăția persoanei, cât și nevinovăția persoanei. În cazul investigat de către mine, deci eu îmi asum decizia luată, pe capătul dat de acuzare, ea a fost scoasă de sub urmărire penală, însă pe alte capete de acuzare ea este investigată, expediată în instanța de judecată. Noi nu putem să, dacă o persoană a săvârșit o faptă, haideți să luăm codul penal întreg și nou ne trebuie să fie condamnată. Deci anume porțiunea aceea, episodul acela, nu s-a regăsit suficiente probe, nu au fost identificate suficiente probe pentru a fi cercetată penal. Dar eu vreau să vă mai spun și altceva, ceea ce îmi pare rău că Procuratura Generală în diferite discursuri de ale sale publice nu a dus la cunoștință opiniei publice faptul că la momentul când Marina Tauber a înaintat cerere de a fi scoasă de sub urmărire penală, Victoria Furtună a fost procurorul care a refuzat în scoaterea ei de sub urmărire penală, deoarece în perioada aceea am înaintat o cerere Comisiei Rogatorii în Federația Rusă pentru a acumula careva probe. Însă, în scurt timp, ordonanța procurorului Victoria Furtună a fost anulată de către procurorul ierarh superior la cererea Marinei Tauber. Și Victoria Furtună a luat decizia de a scoate de sub urmărirea penală pe Marina Tauber. La fel nu spune în spațiu public faptul că în episodul acela erau mai multe persoane puse sub învinuire și toate persoanele au fost scoase de sub urmărire penală și nu de mine. Acolo, deci, s-a repartizat la mai mulți procurori, membri a grupului de urmărire penală și toți am decis unanim că nu sunt întrunite elementele infracțiunii. Deci, eu mențin ordonanța respectivă, apropo, ordonanța care până în prezent nu a fost anulată. Alte detalii nici nu vreau să dau la capitolul ăsta și asta nu este o scuză, este o constatare. Dumneavoastră, s-a avut vreodată vreun dosar sau cauză unde figura numele domnului Dorin Recea? Da, eu v-am spus anterior, am avut cauză penală inițiată în 2017, chiar nu vreau să vă duc în eroare, transmisă mie în gestiune în 2022, și la începutul anului 2023 eu l-am scos de sub urmărire penală. Ordonanța în cauză a fost contestată și pare mi se acum se examinează la curtea de apel. Așa că iarăși, dați să lăsăm până când acest subiect într-o parte. Dumneavoastră l-ați scos de sub urmărire pentru că asta a fost intima dumneavoastră convingere? Da, intima mea convingere. Eu în genere vreau să vă spun că sunt una din procurorii care nu mă poate influența statutul unei persoane. Deci eu efectiv mă uit doar la probele din cauza penală. Pe mine asta mă interesează, fiindcă eu duc răspundere pentru decizia mea. Astăzi în fruntea procuraturii este un subiect, mâine vine altul, guvernările se schimbă, dar eu rămân în procuratură și eu trebuie să răspund pentru acțiunile mele și eu am familie și deci chiar nu vreau să-mi denigrez imaginea în maniera când s-o fac singură prin deciziile mele. Eu mi-asum toate deciziile. Orice decizie care am luat în aceste 18 ani. Deci presiunea asupra dumneavoastră în cazul ăsta, domnule Recean, nu a fost? Nu a fost. Eu am luat așa decizie, fiindcă eu am considerat că nu există elementele infracțiunii în cauza aceea. Nu m-a influențat absolut nimeni. Ca și în alte cazuri. Eu v-am întrebat despre dosare mari de corupție în ultima perioadă contra demnitarilor. Haideți altfel, dar corupție în general mare, credeți că există la ora actuală în Republica Moldova? Eu nu mă refer la comunicatul pe care instituția dumneavoastră zilele trecute l-a difuzat cu mândrie și a anunțat că ați câștigat în instanță
condamnarea unui bărbat la un an cu suspendare, 100 de mii de lei amendă pentru faptul că a dat mită, e 400 de lei. Eu vorbesc de cazuri corupției mari. Eu cred că este vizibil acest fapt din comunicatele procuraturii. Și atât. După ce o schimbi guvernarea, dumneavoastră o să reveniți în funcția de procuror? Nu. Nu. Astăzi eu sunt convinsă că eu, deja ca procuror, mi-am îndeplinit misiunea. Astăzi. Sper, cum spune membrii familiei mele, sper să nu te răzgândești la capitolul ăsta. Nu știu, poate va trebui din dat domn Sarii, zic unii, zic cei din opoziție, pe achiziționarea gazelor naturale, pe mișmașul la aeroport, dacă el există, nu știu, tot zic cei din opoziție. Eu încredințez și dau o doză foarte mare de încredere colegilor mei și mizez pe faptul că toate prestațiile este în spațiu public, că se inițiază dosare la comandă. Acest fapt nu are loc în Procuratura Anticorupție, în Procuratura Generală și, într-adevăr, la baza inițierii unei cauze penale și investigații unui subiect sau unui grup de persoane sau unui grup criminal organizat, stă probe relevante și pertinente și ele sunt apreciate conform rigorilor legale. Doamna Victoria Fortuna, dar judecătorii, suntem de voi, procurori? Ce înseamnă asta, suntem de noi, procurorii? Voi vă duceți și voi tot timpul cereți 30 zile de arest la 13. Și 95% din cazul judecătorii zic bine. Nu, serios, voi rețineți... De unde ați luat aceste cifre? Păi poate nu-i 95, dar e mare majoritate. Eu nu am avut cazuri unde judecătorul steamă să-mi spună: doamnă procuror, iată, dumneavoastră solicitați măsura specială de investigație, interceptarea persoanei sau documentarea cu ajutorul mijloacelor publici sau, de exemplu, percheziții. Arătați-mi vreo probă materială. Da, și trebuia să aduc, să confirm poziția mea, că uite, nouă ne trebuie asta, fiindcă noi știm precis că acolo se află acest bun sau noi știm că ei comunică. Adică eu nu am avut cazuri când judecătorul să mă duc să-i pun pe masă careva materiale și eu spunea: tu ești Victoria Fortuna, eu de tine mă tem, dă să semnez. Nu, eu nu am avut așa cazuri. Doamna procuror, dar care e diferența dintre sistemul de drept sau de justiție, da, procurori, judecători, în perioada guvernării Plahotniuc și perioada guvernării actuale? Eu aș putea spune ce se asemănă, ce asemănările care sunt mai degrabă. Deci noi, procurori și judecători, așa și nu am devenit independenți. Nici atunci, nici acum. În acest caz, iată, un prieten bun m-a rugat să vă întreb: și de ce atunci nu ați strigat public de problemele din acea perioadă? Dar o faceți abia acum. Ce înseamnă nu am strigat? Deci eu atunci nu am fost forțată într-o manieră ca acum să fiu declarat pericol pentru securitatea statului. Vreau să vă spun că în perioada, și de ce nu mai, eu nu fac o deosebire, perioada când a fost Plahotniuc, perioada când a fost Dodon, perioada când au fost și alții președinți al țării, deci nu fac nicio diferență în aceste perioade, din ce considerent, deoarece mi-am exercitat atribuțiile și nu am fost învinuită de careva abuzuri sau că acționez în interesul căruiva grup criminal organizat. Pe când acum eu văd acțiuni agresiv-pasive, aparent legale, din partea instituțiilor publice, precum că eu prezint un pericol pentru securitatea statului și nu văd cum pot să-mi exercit atribuțiile în continuare sau ele sunt incompatibile. Cum pot să fii procuror anticorupție, da, și să se opteze pentru un stat de drept și totodată instituțiile de stat spună că tu ești pericol pentru securitatea statului?
ori eu undeva chiar și pot denigra imaginea procuraturii. Deci eu consider că eu am făcut o favoare acum instituțiilor de drept. Dar acest act a Serviciului de Informații și Securitatea Statului și decizia Procuraturii Generale, eu sunt în proces de a o contesta. Deci acum am solicitat CSP-ului să ia atitudine și Serviciul de Informații și Securitate să-mi dea explicații, să-mi aducă careva dovezi de ce prezint eu un pericol pentru securitatea statului și de ce, dacă eu prezint pericol pentru securitatea statului, nu mi se spune unde, care sunt acțiunile cele, este o anchetă, de ce această informație este secretizată, că pe mine asta mă interesează. Ori în atribuțiile și în obligațiunile mele de serviciu este inițierea cauzelor penale, investigația obiectivă pe care trebuie, noi ca procurori trebuie să o facem, conform tuturor rigorilor legale. Deci nu avem undeva o obligațiune că într-un caz putem acționa, în alt caz nu putem acționa. De trei ori ați repetat expresia agresiv-pasivă. Ce înseamnă acțiune agresiv-pasivă? Nu, iată, dacă să facem prin comparație, știți când o persoană nu îți pune în față nemulțumirea pe care o are, dar încearcă prin diferite modalități să te intimideze, să te determine pe tine însuți să iei o decizie în așa măsură ca ulterior să nu poți arăta cu degetul că, uite, tu ești vinovat sau celălalt este vinovat. Eu așa consider că asta este. Nu ați spuneți că așa cum nu era sistemul de drept liber nici în perioada lui Plahotniu, nici acum nu este, poate acum nu este pentru că sistemul se opune, dacă e să cităm mot-a-mo, ceea ce zic cei ai noștri de sus, că voi vă opuneți, procurorii, judecătorii. Manifestarea drepturilor, da? Și înaintarea cărorva pretenții asupra faptului că sunt încălcate aceste drepturi, nu reprezintă un dezacord cu instituirea unui stat de drept. Eu iarăși repet, puterea judecătorească nu poate fi aleasă pentru un scrutin electoral, dar atunci când ea este impusă, subjugată, în sensul indirect, aș spune eu, ca judecători sau procurori să ia decizii în interesul cuiva prin modificări legislative, prin vetting, pre-vetting, despre ce vorbim noi? Asta este. A ce trebuie să întâmple ca guvernările, nu le dăm culori, oricare ar fi ele, să nu se atingă de justiție? Constituția spune expres, imixtiunea dintre puterea judecătorească, puterea legislativă și puterea executivă este inadmisibilă. Deci ele trebuie să colaboreze, da? Pentru interesul statului, pentru interesul cetățenilor. Dar nici de cum nu o mână să se spele pe alta sau să acționeze tendențios în facilitarea cărorva interese sau facilitarea cărorva interese a unor grupuri de persoane. Asta este. Haideți, eu am să vă întreb altfel și dumneavoastră fără să declarați, m-am confirmat sau mi-i informați. Puterile, oamenii când vin la guvernare, nu contează cum îi cheam, vor să pună mâna pe justiție pentru ca această justiție să nu pună mâna pe ei pentru faptul că comit, deci, acte de corupție? Putem spune așa. Mulțumesc. Dumneavoastră aveți mașină de doar 10.000 de lei? Asta e 1, 2. Și cum vă permiteți dumneavoastră să aveți Mercedes? Nu am Mercedes la moment. Mercedes. Dar am avut Mercedes Škoda. Aveți Škoda? Mhm.
Ce e cu istoria asta cu mașina de 10.000 de lei? Am văzut că ați fost vizat într-un investigat. Domnul Gonță, asta este un material deja expirat. Eu cred că la capitolul ăsta trebuie invitat soacra mea, care a achiziționat acest bun și care a întocmit contractul de vânzare-cumpărare și ea să dea declarații. Eu deja la capitolul ăsta chiar nu vreau să mai vorbesc. Dumneavoastră nu vreți, dar cei care nu vă au la inimă, au reamintit acest subiect. Eu nu sunt, domnul Gonță, avocatul să fiu la inimă sau ceva de genul ăsta. Vă explic, deci mașina asta de 10.000 de lei a fost achiziționată de soacra mea. Eu cred că cel mai corect ca procuror, chem persoana în față și o întreb, chiar ați dat 10.000 de lei pe mașina în cauză? În ce stare era automobilul ăsta când l-ați achiziționat? La cine? Cum ați ajuns la suma respectivă? Și eu cred că atunci o să fie toate răspunsurile. Eu acum ce răspuns n-aș da o să fie interpretat precum că mă strădui să-mi țin apărare undeva. Nu, nici de cum nu. Și totuși, interesele cui le reprezentați dumneavoastră, doamna procuror? Iată, spuneți, zice lumea că sunteți în relația amicală sau asociată cu Viorel Morari, fostul șef de la Procuratura Anticorupție. Domnul Gonță, eu încă sunt procuror în Procuratura Anticorupție. Eu încă reprezint interesele societății, interesele generale a societății. Eu, auzind această întrebare, îmi dau seama cât este de gravă situația în Republica Moldova dacă sunteți nevoit să-mi puneți așa o întrebare mie ca procuror pe cine eu reprezint. Eu reprezint statul. Eu reprezint instituția în care activez și acționez doar în limitele normelor legale. Domnul Viorel Morari a fost șeful instituției în care eu am activat. Acum este doamna Dragălin. Deci de fiecare dată noi, procurorii, suntem persecutați aferent faptul că vine o nouă guvernare, că noi am acționat nu știu de ce în interesul unei sau altei persoane. Aceasta o poți vocifera doar în cazul când există o cauză penală, unde este demonstrată complicitatea la careva acte de corupție. Și cu Viorel Morari poate mă asociază cineva, deoarece vă zic, în perioada când am venit în Procuratura Anticorupție, era Viorel Morari șef. Și cauzele penale care le-am gestionat au fost cauze penale, cum spuneți dumneavoastră, de rezonanță, unde în spațiu public mereu apăream cu careva declarații. Poate asta să fie, dar nu altceva. Nu am reprezentat interesele lui sau în interesele lui să acționez tendențios. De ce subiectul ăsta că sunt persoana cuiva, reprezint interesele cuiva sau am careva intenții? Nu. Acum, la moment, eu vreau ca într-adevăr societatea să audă problematica în care m-am trezit eu personal, nu vorbesc de alții, da? În care eu m-am trezit ca procuror anticorupție. Și atât. Nu urmăresc niciun scop, ca să fie clar. Pe durata actualului mandat al actualei puteri, va deveni sau nu va deveni justiția liberă în Republica Moldova? Atâta timp, repet, atâta timp cât se face mixtiune în puterea judecătorească, în procuratură, acest fapt nu va avea loc. Unde s-a mai văzut că un prim-ministru sau un plenul Parlamentului să spună numele și prenumele procurorilor, judecătorilor, în opinia lor, care sunt vinovați de careva fapte sau care au luat decizii care le consideră ei că sunt ilegale. Pentru asta le sugerez să depună plângeri la organul de urmărire penală, să se investigheze acțiunile persoanelor în cauză. Pentru a spune numele unui judecător trebuie să fie o decizie definitivă și revocabilă,
ulterior de văzut care sunt prejudiciile cauzate statului. În cazul ăsta, da, când este o anchetă și stabilește că datorită acțiunilor procurorilor, judecătorilor care au acționat concertat în interesul unui grup de persoane și să arată nemijlocit care a fost intenția persoanei, latura obiectivă, atunci, da, eu înțeleg că, într-un final, când este o sentință de condamnare, să nu uităm că ei au uitat că există așa drept ca drept prezumție nevinovăției, atunci ieși public și spui, uitați-vă, într-adevăr, persoana în cauză a acționat ilegal, a acționat nu în interesul statului, dar a acționat în interesul unui grup criminal organizat, care s-a soldat cu prejudiciu în cauză. Iată care au fost actele coruptibile, iată care, prin ce a abuzat, unde și-a depășit atribuțiile de serviciu. Și atunci, cu siguranță, societatea o să-și creeze o opinie corectă. În genere, este greșit poziția asta pe care au luat-o ei, că puterea judecătorească, procurorii sunt corupți. Sunt corupți, eu nu vor mâna în foc pentru toți, dar iarăși, eu sunt procuror, eu mă uit într-o cauză penală și văd ce probe sunt acolo. Eu trebuie să-mi asum asta. Eu nu pot azi spun că Ionel Vasilică sau Gheorghe este corupt sau acționează în interesul unui grup criminal organizat pentru dilapidarea bunurilor strategice a statului, pentru dilapidarea averilor persoanelor fizice și juridice. Nu pot, fiindcă nu am în față materiale, eu personal ca procuror, care să-mi fac așa opinie. Da, eu în spate l-am pe regizor, el vrea publicitate, luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Ok. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna procuror anticorupție, Victoria Furtun. Noi am citit declarațiile noastre de avere și interes. Ei, cum am citit? Așa ne-am uitat pe diagonală. Și acolo am văzut niște periodic ați primit donații. Donații, donații, donații. Eu vă spun regulă generală. Omul când citește chiar un procuror sau un judecător sau un ofițer, CNA sau un polițist, primește donații. De la un cumătru. Iată, anumit judecător au primit donații de la părinți și n-au trecut prevetingul. Pentru că trebuia tatăl și mamsa din Italia să trimită bonul. Confirmare. Da, de unde au făcut banii ăștia. Și la dumneavoastră, iar și tot vedem aceste donații periodice. Au fost lei, euro, nu mi-aduc aminte sumele exact, că nu am făcut copy-paste ceea ce am văzut. Asta cum ați putea dumneavoastră explica? Haideți să vă spun în felul următor. Deci, soacra mea este în Italia din anul 2000. Dacă să numărăm, 24 de ani da, de activitate în Italia. Și ca toți moldovenii care sunt peste hotare, o perioadă oarecare a activat nelegal până s-a instituit oficial în funcție. Donațiile pe care eu le-am indicat spre mirarea tuturor sunt, apropo, oficiale. Ca să nu am cu mine acum, să vă arăt extrasul bancar, deci soacra mea pe parcursul anilor a expediat sume bănești, nu doar prin colete, cum se obișnuia și se obișnuiește, apropo, până în prezent cunosc persoane, dar prin utilizând serviciile bancare. Și vreau să vă spun că la capitolul dat, la capitolul donației, am fost verificat de ani din enumărate ori. Ori am fost verificat și pe timp, cum spuneți dumneavoastră, statului capturat Plohotniuc, și aferent s-au expus și la automobilul respectiv de 10.000 de lei. Și în anul 2022, după ce am acces la funcția de procuror general interimar, timp de un an și jumătate, ANIU
Apropo, au inițiat investigații iarăși la sugestia Serviciului de Informații și Securitate a Statului, au verificat averile presupuse a fi a mele sau altcuiva sau deținute, cum spuneau ei, prin persoane interpuse și nu știu ce acolo. Și eu am act acum în luna ianuarie, apropo aniu reformat, după anul 2022, precum că nu am încălcat regimul juridic a declarației au devenit și avere. Deci, donațiile din partea părinților mei, la fel, sunt prin intermediul serviciilor bancare. Ori noi am stabilit că, iată, donațiile pe care vin de la părinții mei se duc pentru acoperirea cheltuielilor școală a copiilor. Și aceasta la fel a fost verificat de către ANI, au făcut un șir de interpelări la instituțiile bancare care au arătat proveniența banilor a părinților mei, care stau, din punct de vedere material, foarte bine. Și la fel a fost, că am studiat dosarul de la ANI, au fost demersuri către autoritățile din Italia, unde la fel au confirmat faptul că persoana în cauză stă foarte bine material, deoarece soacra mea concubinează deja de 10 ani cu un italian. Și mai mult au solicitat și poze din Italia prin care să confirme că asta nu este o declarație precum că ea trăiește cu o persoană înstărită, dar că ei nu este o declarație așa de ochii lumii a victoriei furtună, dar într-adevăr că trăiesc în același bun imobil, că consumă aceeași băcățică de pânică, se odihnesc și așa mai departe. Deci eu la capitolul declarații pe venit și avere chiar am fost foarte transparentă și am indicat absolut fiecare bănuț care mi s-a donat de către părinții mei. Așa că nu văd care ar fi problema aici, de ce s-a ridicat acest subiect. Da, pentru cetățeni uneva pare întrebarea asta, băi, dar cam multe donații au ei, dar cum nu fac eu diferența între subiecții investigații, indiferent de statutul pe care îl au în societate, eu aș îndemna și cetățenii Republicii Moldova să privească lucrurile astea, că nu contează să procuror eu sau nu procuror, dar dacă a indicat așa sumă, înseamnă că trebuie să aibă un material care să ateste banii ăștia, că nu mai pot spune să iau de pe deal sau ceva de genul ăsta. Deci, efectiv, nu-mi fac griji la capitolul ăsta și îi mulțumesc Domnului pentru posibilitățile. Ar fi ok ca eu să fac banii ăștia, dacă sincer. Și sper că acum, după ce lăs procuratura, mă angajez undeva și le spun părinților că mulțumesc de ajutorul pe care mi l-ați acordat pe parcursul anilor. Dar ca să evitați aceste bătării de cap, de ce ați declarat banii, putea să rugați să transmită pe microbuz, nu? Problema e rezolvată. Dar noi toată țara face așa. Da, sunt impuși de a face chestiile astea, fiindcă urmează să plătească în dependență de sume, un șir de taxe. Mai mult că atât, că până în prezent vreau să vă spun că mulți cetățeni Republicii Moldova activează neoficial și chiar poate să activeze oficial la un post de lucru, însă nu este suficient în Italia să trăiești cu 1000 de euro și ei se angajează și în alte posturi, însă neoficial. Și banii respectivi trebuie să-i trimită acasă la copii sau să-i țină undeva pe un cont bancar. Respectiv, intuiesc și ei sunt verificați acolo de declarația pe care o fac. Și vreau să spun că am avut un caz când am solicitat mamei unui învinuit să-mi aducă declarația pe venit și avere pe care ea o completează la fisc și să văd ce bani primește ea acolo. Și mi-a dus pe 2000 de euro. Pe când ficiorul arăta că, uite, sunt 5000 de euro pe care mama mi-i trimite. Și ea îmi spune, doamnă procuror, eu lucrez în 10 locuri și numai eu știu când dorm și nu. Zic, spuneți-mi, vă rog frumos, numele persoanelor, unde sunteți angajat neoficial.
Și spune, nu, categoric nu. Păi zic, cum nu? Spuneți-mi că eu să înțeleg, să verific acest fapt. Dar să înțelegeți că nu eu am să fiu atrasă fiscală în Italia pentru această încălcare, dar italienii la care eu lucrez și eu am să fiu lipsită de această sursă de existență. Și la acel moment am înțeles că chiar există o problemă foarte mare de existență a cetățenilor Republicii Moldova fără ajutoarele care vin de peste hotare. Și m-am oprit. Doamna procuror, dumneavoastră ați fost sau sunteți implicat în investigarea fraudei bancare? Dosarul, dacă nu greșesc, este la Procuratura Anticorupție. Da. Eu am fost un scurt timp membru grupului de urmărire penală, însă la solicitarea mea adresată procurorului general am fost exclusă din acest grup. Și pourquoi? Au apărut diferite disensiuni la capitolul calificarea, aprecierea faptelor și am decis că nu vreau să-mi asum absolut nimic. De aceea și am mers la acest fapt și am tot dreptul să înaintez așa cereri care pot fi admise, pot fi respinse. Eu am argumentat poziția mea către procurorul general și în scurt timp am fost exclusă din acest grup. Care procuror general? Stoianoglu. V-ați bucurat sau v-a interesat că l-au achitat pe domnul Stoianoglu? Eu zic în felul următor, fiecare să-și asume deciziile și nu am să mă expun aferent deciziile luate de colegii mei, iar ceea ce ține de instanța de judecată este în prima instanță. Deci haideți să vedem cum vor derula lucrurile în continuare. Dumneavoastră știți că noi nu avem procuror general. Concursul iar a fost anulat. S-a constatat că a fost un concurs viciat. Așa, ca procuror. Eu am auzit că doamna Drăgălina a inițiat un proces, de aceea la acest capitol nu o să mai expun. Haideți să vedem cum derulează ancheta, unde se ajunge și care vor fi consecințele acestui concurs. Cu siguranță va fi procuror general când deja vedem cum derulează lucrurile. De atribuțiile șefei Procuraturii Anticorupție în cazul nostru, doamna Veronica Drăgălina, îi permite acestea sau nu îi permite acestea să inițieze proces penal pe faptul anulării concursului respectiv despre care vorbim noi? Ea poate să ducă să inițieze cauze penale și să ducă anchetă. Depinde ce temeri a avut la baza inițierii procesului penal. Inițierea unui proces penal nu lizează drepturile cuiva, a unei părți vizate, urmărite în procesul penal. Eu, după cum, iarăși din spațiu public, înțeleg că cauza penală nu este inițiată, este la faza unui proces penal, unde se acumulează probe în sensul inițierii sau emiterii ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale. Deci, haideți să nu ne expunem la acest capitol. Nu este cazul meu, nu cunosc și nu vreau să-mi asum mai multe decât mi sunt cunoscute din spațiu public. Eu vă zic, noi în procuratură, procurorii, nu cunoaștem cine și ce gestionează și nu facem niciun amestec sau ceva de genul a veni și a întreba, da, ai tu așa cauză penală, dar cine este vizat? De altfel, nu cred că vreo cauză penală ar avea un bun sfârșit. Indirect sau direct, însăși faptul să întreb de pe o cauză penală nu încalcă orice cod de etică și mai mult ca atât cod de procedură, încă și poți fi învinuit de careva amestecă în înfăptuirea justiției. De aceea nu cunosc. Dacă este public, este expus public aferent unei cauze penale, da, noi cunoaștem, dar așa noi nu avem acces la dosare sau să cunoaștem în genere cine și ce dosare are în procuratură, nu, noi nu avem asta. Asta poate să o spună orice procuror cu siguranță. Încă ceva despre Procuratura Generală.
Iată, Moldova, citim o știre. Moldova ratează termenul asumat față de Uniunea Europeană pentru numirea unui nou procuror general, acesta fiind stabilit până la sfârșitul lui martie. Asta susține directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, domnul Iulian Groza, care crede însă că în pofida acestui fapt, anularea concursului pentru șefia Procuratorului General a fost o decizie corectă, în caz contrar ar fi fost afectată credibilitatea întregului proces a viitorului procuror general. Știți că noi ne integrăm în Uniunea Europeană? Și noi așa de tare ne mai integrăm că noi nu putem alege un procuror general. Noi mergem la Bruxelles, promitem că iată până martie avem procuror, anulăm concursuri. Ce e cu justiția asta voastră, doamna Fortun? Este un proces normal, domnul Gonța. Este un proces normal atunci când, dacă e într-adevăr așa cum se vehiculează, că s-au făcut careva mișmașuri să fie anulat acest proces de numire a unui procuror general. Și termenul noi mai avem termen și după cum am văzut cu, utilizând acrobații juridice încă putem să vedem până într-un final că avem procuror general, cu siguranță va fi procuror general, când doar ei știu. Îl negozirați cum modifică legea, cadrul legal, eu nu mă mir șmânii să fie scris o lege pe genunchi și imediat a doua zi să avem procuror general. Doamna Fortună, dar cu totuși cu ce se ocupă procuraturile specializate? Noi vorbim despre Procuratura Anticorupție în cazul dumneavoastră. Cu ce ocazie aveți dosar, sau nu în general, nu vorbesc anume despre judecătorul Alexei Paniș, dar dosarul Paniș, falsificările care au loc. Nu ar fi trebuit ca PCCOX-ul pentru Procuratura pentru combaterea criminalității organizate, nu mai știu cum se mai cheamă, să ocupe această procuratură de asemenea dosare? Parcă, nu știu. Fiecare procuratură are în competența sa acele fapte care sunt prevăzute, nemijlocit de competența procuraturii specializate. Deci noi, Procuratura Anticorupție, noi investigăm faptele de corupție și conexie. Aici observăm lizarea, haideți să spunem așa, lizarea viziunii societății, opinii societății asupra instituțiilor publice. Deci vedem falsuri în acte publice. Este lizată instituția publică, cum ar fi în cazul dat, în cazul Paniș, dacă să vorbim de el, atunci noi vedem intimidarea sistemului judecătoresc cu utilizarea expresă a instituțiilor publice în sensul dat. Și în competența Procuraturii Anticorupției intră investigarea infracțiunilor ce ține de falsul în acte publice. Mai mult ca atât, eu aș spune că cauza penală respectivă urmează a fi privită și din punctul de vedere a abuzului săvârșit de către instituțiile publice și depășirea atribuțiilor de serviciu, iarăși care sunt în competența Procuraturii Anticorupției. De aceea, anume infracțiunea în cauză urmează a fi investigată de Procuratura Anticorupției, ori falsurile în actele publice stau la baza actelor de corupție, după mine. De corupție mare. De pe ce coxul, cu ce se ocupă? Noi avem crim organizat? Noi avem crim organizat. Păi livrează o sumedenie de rezultate. Vedem rezultatele de la Vama, unde sunt identificate un șir de grupuri criminale organizate care introduc în țară prin contrabandă... Două pachete de țigări? Două pachete de țigări, nu mai sunt două pachete de țigări, haideți să nu exagerăm, într-adevăr... Procuraturile specializate, în genere, după mine, livrează foarte multe rezultate. Dacă să le oferi posibilitatea și instrumentele necesare, posibilitatea de a fi independenți în deciziile luate,
atunci cu siguranță ei livrează rezultatul pe care și-l dorește societatea. Procuratura Anticorupție se află în continuare în sediul unde se află și Centrul Național Anticorupție? Da, la moment suntem aici. Deci suntem în sediul Centrului Național Anticorupție. A ce etaj ocupați voi? Sau e secret de stat? Nu știu. Nu este secret de stat. Noi ocupăm etajul 4 și 5 a Procuraturii, a Centrului Național, sediul Centrului Național Anticorupție. Și e mic spațiu, da? Da, luând în considerație la moment cum se dorește de a extinde atribuțiile Procuraturii Anticorupție, noi avem nevoie de spațiu, într-adevăr, pentru a forma o direcție generală de asigurare operativă, pentru a efectua acțiuni și măsuri speciale de investigație, unde avem nevoie de spațiu pentru tehnică specială. Avem nevoie de efectiv uman, deci nouă ne trebuie ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație. La moment, procurorii trebuie să aibă, pentru a livra rezultatul pe care și-l dorește societatea, fiecare procuror din Procuratura Anticorupție trebuie să aibă ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație. Însă noi avem un consultant la 2-3 procurori sau 3 ofițeri sau 4 ofițeri delegați care efectiv se epuizează, fiindcă este imposibil de a livra rezultat de calitate, dar nu de cantitate, un ofițer la 5 procurori. Infracțiunile pe care noi le instrumentăm în Procuratura Anticorupție nu sunt de furturi de jucării de brad, dar sunt infracțiuni unde se necesită, într-adevăr, ridicări de acte, dosare, examinarea acestora, măsuri speciale de investigație, care necesită tehnică specială. Deci, până la moment, noi utilizăm aceste resurse din contul Centrului Național Anticorupție. Deci, în momentul când este inițiată o cauză penală și urmează a fi făcute careva măsuri speciale de investigație sau acțiuni de urmărire penală, atunci noi facem grup de urmărire penală și, respectiv, Centrul Național de Corupție acoperă acest segment unde urmează a fi implicați ofițeri, tehnică, măsuri speciale și așa mai departe. Și luând în considerație că se optează că noi trebuie să lucrăm pe corupția mare, deci s-a mers pe poziția că Procuratura Anticorupție ar trebui să fie independentă, să aibă alt sediu, să aibă ofițerii, să nu fie acele scurgeri de informații pe care toți se vehiculează în spațiu public, tot scurge informația, cu toate că până a autoriza o măsură specială de investigație, trece un filtru de ofițer de investigație, judecătorie care trebuie să autorizeze acest demers a procurorului și, deci, se lărgește cercul persoanelor care ar putea scurge informațiile din dosar. Dar, după mine, se conlucra foarte bine cu Centrul Național Anticorupție și nu am avut scurgeri. Eu nu am avut scurgeri pe cauze penale. Nu am avut, să vă spun sincer, nu am avut în experiența mea careva scurgeri pe vreo cauză penală. Noi despre perchezițiile din biroul dumneavoastră, presa și oamenii am aflat de la canalul Telegram al domnului Vadim Ungureanu. Și abia după... Apropo, ați aflat momentul, vreau să spun, când am aflat și eu, că când au intrat în birou, procurorul de caz a spus, opa, dar noi deja suntem pe Telegram. Dar eu zic, băieți, telefonul meu e pe masă, nu mă învinuiți că eu am scurs informația sau am avut care n-am știu. Deci, nu, dar foarte straniu. Deci și asta este foarte straniu. Cum e posibil că nici nu se înceapă acțiunea de urmărire penală. Deja canalele de Telegram se află. Poate chiar ei
au dat informația asta, că altfel nu pot da explicații care ar fi sensul. Și apoi cu ordonanța asta de care am inițiat-o eu pe domnul Paneș, care a fost publicată. Deci, ca tare, ordonanța asta stă la baza inițierii cauzei penale de către Procuratura Generală, nu faptul că eu prezint un pericol pentru securitatea statului. Ordonanța în cauză, care Paneș numai nu strigă la cer. Oameni buni, eu am publicat-o, eu am dat-o, eu am pus-o, eu am explicat, eu am rămas frapat că s-a înfăptuit justiția în țara asta și cineva a auzit, a examinat, dar ne-am trezit cu aceea că cauza penală este inițiată vis-a-vis de mine, că eu am scurs această informație, pe când eu a priori nu puteam să fac lucrul ăsta, ori n-am semnat-o, eu am scanat-o și a semnat, am pus-o în calculator și pe urmă am expediat-o fiind peste hotarele Republicii Moldova. De ce nu mi s-a ridicat telefonul? Iată, mă interesează. Poate eu de pe telefon am expediat. Ei, intrând în birou, domnul Gonța, cunoșteau despre faptul că nu eu am divulgat ordonanța în cauză. Nu eu am divulgat-o, fiindcă Paneș are vreo 2 sau 3 săptămâni de când îmblă cu ordonanța asta și... Și aici a fost. Pare mi se și la dumneavoastră, fiindcă eu unde am fost, nu era conexiune celulă. Și aici a fost și v-a arătat-o ordonanța în cauză. Deci nu înțeleg care e problema și chiar dacă această ordonanță a fost transmisă de către mine lui, el a fost persoana care a denunțat faptele în cauză și, dacă sincer, următorul pas pe care am vrut să-l fac în cauza penală să recunosc ca parte vătămată. Drepturile acestuia fiind lizate, da, prin acțiunile abuzive și prin amestecul în justiție întreprins de către autoritățile de stat în interesul aparatului președintelui Republicii Moldova. Dar n-ați reușit. N-am reușit, fiindcă vă zic că au găsit pârghia asta, precum că nu am acces la secret. Da? Și cu toate că eu nu văd o problemă în faptul că nu am acces la secret, această acțiune, să presupunem că deci următoarea acțiune pe cauza penală urma a fi ridicate aceste acte de la aparatul președintelui în care se indică nemijlocit că Paneș este vinovat de careva fapte ilicite. Și această acțiune putea fi delegată altui procuror care are acces la secret, iar ulterior de solicitat instituției care a emis acest act, da, să o desecretizeze. Și Victoria Fortuna în continuare să stabilească circumstanțele cazului. Însă s-a decis altfel, nu știu din ce considerent, fiindcă nu am văzut această ordonanță. Mi-a fost retrasă cauza penală, iar ulterior am aflat tot din presă, apropo, nu din alte surse, că a fost modificată ordonanța de inițiere a cauzei penale, de la aliniatul 2 la aliniatul 1. Cu ce se va încheia totul, din ceea ce vedeți că se întâmplă în cazul ăsta? Eu, încă o dată, reiterez, eu mizez pe faptul că procurorul care instrumentează cauza penală este un procuror cu o expertiză profesională înaltă, va lua decizii corecte, legale și va examina obiectiv toate materialele care, de fapt, sunt deja în dosar, pe care eu le-am examinat, le-am anexat ca mijloc de probă la dosar, doar trebuie să acționeze. Noi avem 2 minute fix. Procurorii, colegii dumneavoastră, ce spun despre vetingul cu care urmează să-l treacă? Așa când sunteți la o țigară. Procurorii, datorită vetingului în cauză, sunt intimidați. Intimidați. Asta este senzația lor. N-ai să faci ce trebuie, n-ai să treci vetingul? Da. La 1 august anul trecut s-a făcut un an de mandat a doamnei Veronica Drăgălin și a smers la picnic. Ce ați adus dumneavoastră? Carne, brânză sau legume? Haideți, domnul Gonța, chiar asta este o chestie care ține de colectivul nostru și nu văd chiar nicio problemă în faptul că s-a organizat acest picnic și fiecare a adus câte ceva pentru
pentru a face bună dispoziție și eu cred că și dumneavoastră, în colectivul dumneavoastră, faceți sărbători în comun. Facem, dar eu nu aduc brânză și nu aduc legume. Probabil dumneavoastră aduceți altceva care vă place dumneavoastră și colectivul. Noi am adus ceea ce fiecare coleg a contribuit și măsura care a posibilității și am stat puțin la natură. Ultima întrebare, regretați că ați fost la emisiunea noastră? Nu regret. Sper să nu regrete nimeni. Doamna procuror, eu vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi în emisiune și cu prima ocazie ne revedem cu mare drag aici, în studio. Vă mulțumesc foarte mult. Succes mare în continuare. Vă mulțumesc și tare mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.